Duse sunt vremurile în care făgărășenii erau conștiincioși atunci când venea vorba de plata taxelor și impozitelor locale. Coada la ghișe era în fiecare zi, iar încasările erau destul de bune. De 3 ani încoace, însă, tot mai puțin făgărășeni își mai aduc aminte să-și plătească în fiecare semestru dările către stat. Pentru al doilea semestru de plată din acest an s-au încasat de la persoane fizice, pentru clădiri, teren, auto, puțin peste 2,5 milioane de lei, iar serviciul de taxe și impozite ar fi trebuit să încaseze aproape 3,5 milioane de lei. Într-adevăr, a expirat și ultimul termen de plată pentru plata impozitelor și taxelor locale aferente anului 2012, începând cu data de 2 octombrie. Pentru fiecare lună sau fracțiune de lună de întârziere se va percepe o majorare de 2%. Această majorare va fi datorată, bineînțeles, de cei care nu au achitat la termen scadente obligațiile fiscale. Din păcate, la sfârșitul lunii septembrie am constatat un nivel mai scăzut de colectare a obligațiilor fiscale pentru anul 2012 față de aceeași perioadă anului trecut. Probabil situația economică față de aceeași perioadă anul trecut, nivelul de colectare este mai scăzut la persoane fizice cu aproximativ 5%. Și de această dată, cele care au contribuit cel mai puțin la vistieria orașului au fost persoanele juridice. La juridice se menține aceeași situație, un nivel mai scăzut față de aceeași perioadă anul trecut. Datorii și cei mai mari, după cum se știe, sunt și în insolvență, procedură care durează de ani de zile. Sunt scoase la vânzare activele de către lichidatori, dar din păcate nu s-a prezentat niciun nou dobânditor să vină să se impună fiscal, ceea ce denotă faptul că nu s-au putut valorifica aceste active. Contribuabilii care nu au achitat debitele scadente la al doilea semestru vor datora până la data plății întârziere de 2% pentru fiecare lună. Următorul termen de plată este 30 decembrie.